Neața, națiune, neața, dragi voi spectatori. Păi este ora 7, azi am început mai târziu. 07:00. Momentan nu avem cursă. Nu beam la mașină, trebuie să o alimentez. E nealimentată nici AdBlue, nici motorină, n-am. Așa că o voi pierde vreo 20 de minute. De fapt, le voi pierde, că sunt tot tine, așa de ce să le pierd. Trebuie să fac și interle manuale. Ok. Auză de la 7:30 până la 7. Eu am stat ceva în pauză. Țară inițial. Ok. Așa, vai, încă nu avem... Nu avem job, facem decât verificarea camionului, alimentăm și revenim în parcare să aștept un telefon la ăștia să mergem sus să ne luăm apă. E joi, haideți cu noi, pe programul 2, glumesc. Da, e joi, nu glumesc cu asta, vedem ce vom face și astăzi, sper să am o zi ușoară și cam asta e, să înceapă ziua. Frații mei peloponezi, vi se pare cunoscut? Vi se pare cunoscută ieșirea, intrarea, cum vreți voi să spune, intersecția? Exact. Mergem iar la Corbi mici și Corbi mari și Corbi vânători. E a treia zi săptămâna asta în care avem descărcare la Morrison Corbi. Bă, este foarte frig, frate, sunt 2-3 grade afară, surprinzător după câteva zile în care chiar a fost cald. Se pare că acum a revenit iarăși frigul. Asta e. Băi, înainte să începem așa vlogăreala, trucherala de astăzi, băi, trebuie să vă spun ceva, mă judecați, nu mă judecați, mă înjurați, nu mă înjurați, dar trebuie să o spun pentru că cumva nu mai rezist de nervi. Băi, sunt conștient că din miile de abonați, foarte mulți sunt copii, nu știu, 10, 18 ani. N-am nimic cu ei, normal, și eu aș fi, și eu probabil la vârsta respectivă eram atras dacă exista așa ceva, să văd să existe YouTube și internet și acces la internet atât de ușor, de facil. Băi, fraților, dar nu înțeleg o chestie. Să ai 10-12 ani și să-mi dai mesaje să mă întreb de salariu, de cum muncesc, și asta mie mi se pare absurd. Adică, pana mea, răspund, frate, unui om care e interesat de asta pentru că îl privește. Dar când nu te leagă nimic de chestia asta, de ce naiba mă mai întreba? Adică, mai ai 10 ani până muncești, frate, 12 ani până o să începi să muncești. Să spune că ești direct interesat de subiectul ăsta. Am mai spus, cred că, în 1000 de videouri. În toate videourile sau aproape toate videourile sunt, dacă, mai ales cum sunt unii, domne, te urmăresc, dacă mă urmăresc, înseamnă că știi detaliile astea. Adică, pentru mine, nu neapărat că mi-e greu să răspund, dar e o pierdere de timp prețioasă să stau să răspund fiecăruia în parte, pentru că eu răspund de obicei tuturor, nu sunt genul de om care să ignor mesajele sau să am aer de vedetism sau de, mamă, vau, ce mare vlogger, youtuber sunt, cum mi-a spus alții, ați văzut, chiar am făcut caterincă pe chestia asta cu un băiat de 10 ani sau 11 ani care nu venea să creadă că vorbește cu mine, adică pula mea, nu sunt Iohannis. Dar nu știu, nu sunt vreunul care să nu... să-mi fie greu să scriu 3 cuvinte pe Messenger sau oriunde îmi scrieți. Văd că de câteva zile este o avalanșă, am o avalanșă de cereri de prietenie, în principiu numai de la genul ăsta de persoană, adică copii în școala generală, clasa a 5-a, a 6-a, a 4-a, eu știu câte ori fi,
nu știu, probabil ori m-a distribuit cineva pe undeva, ori nu știu cum am ajuns să am... Ieri am avut, cred că, cel puțin 60 de cereri de prietenie, numai pe modul ăsta, între care câțiva au început să mă întrebe chestiile astea. Dom'le, cum muncești, câți bani ei? Nu știu, fraților, vă zic așa, ca o părere personală, probabil o să-mi pierd, sau, na, probabil o să-mi pierd din urmăritori, dar cine știe, nu urmăresc asta, v-am mai spus-o de N ori. Nu sunt genul domn care să urmăresc, domne, trebuie să am fixist, trebuie să am atâția mii de abonați sau nu știu ce. Fac asta total dezinteresat și chiar dacă m-ar urmări unul, tot aș continua să fac chestia asta, că îmi place mie. Așa că vă zic ceva, vedeți-vă, fraților de școală, uitați-vă, să spune la mine, ca pur ca divertisment, ca și cum te uiți la televizor, la nu știu ce emisiune. Și... Bă, frate, îl depășesc pe ăsta, nu îl depășesc. Mersi, mă, mersi. Era și pe viraj și nu vedeam. Adică uitați-vă, ca pur divertisment, ca și cum te uita la orice altceva, dar nu, pur și simplu, nu întreba niște întrebări care nu vă privesc, adică nu știu cu ce te-ar încânta dacă știi tu, care ai 12-13 ani, cum se muncește aici, ce bani se iau și chestiile astea. Nu știu dacă, eu dacă aș fi la 12-13 ani, n-aș întreba chestiile astea în niciun caz. Probabil m-aș uita și cam atât, că altceva nu, momentan nu mă privește. Cei care sunt mai mari și deja lucrează sau... sau interesat de Anglia sau astea, știți foarte bine că am spus tuturor, cu toate că încă primesc aceleași întrebări zi de zi, la care găsiți răspunsuri în foarte multe videouri. Am făcut și videouri dedicate special pentru tot ce înseamnă Anglia, locul de muncă aici, acte și etc, etc, etc. În continuare primesc astfel de întrebări cu oarecare, nu știu cum să zic, cu oarecare stare de nervi, așa, când văd că totuși încă lumea mă întreabă chestiile astea, iau în calcul, bă, poate omul e nou pe canal și nu știe. Dar mă deranjează și faptul, domne, te urmăresc pe YouTube de mult timp, dar am și eu niște întrebări și începe cu întrebarea. Domne, dar unde e, cum se numește firma unde muncești? Pula mea, vede zi de zi, că zi de zi filmezi, adică se aude, nu știu, se vede pe camion, pe, în toate pozele scrie pe camion. Ditai readboard-a lui, e imposibil să nu vedeți chestia asta. După aia mă întreabă, domne, cum e cu salariul? Domne, cum e cu munca? Frate, am explicat tot. De N ori. Cumva devine nu obositor. Sunt genul domn care nu prea-mi place să mă repet de 1000 de ori, să spun un cuvânt sau să, nu neapărat, să spun niște chestii de 1000 de ori. Chiar și în viața de zi cu zi, cu partenerul de viață, cu soția mea, cu mama, cu tata, nu-mi place să vorbesc de 1000 de ori același lucru. Am spus odată de două ori, la obiect perfect explicat ce și cum, a rămas acolo, tocmai de-aia cumva îmi place și YouTube-ul ăsta, pentru că tot ce fac rămâne acolo și se poate căuta destul de ușor. Nu vreau să credeți că, domne, gata omul și a strâns nu știu câte mii de abonați, acum se îmbogățește după urma noastră și nu mai îl interesează, îl doare în pulă, nu. Nu mă îmbogățesc, fiți sigur că din YouTube nu te îmbogățești. Cei care s-au îmbogățit din YouTube sunt foarte puțini și ar trebui să faceți o comparație, să vedeți cam câte milioane de abonați au și câte milioane de vizualizări trebuie să ai la fiecare video ca să faci bani din chestia asta. Unul la mână. Nu sunt, n-am alergat niciodată după abonați. M-ați văzut, nu am texte de alea, abonați, vă apăsați aici, dați click. Nu am avut chestia asta. Probabil singurul lucru care îmi place și cumva l-am căutat este ca aceste videouri să ajungă la cât mai multă lume, pentru că sunt conștient că din videourile astea, nu neapărat din toate, de o parte din videouri sunt informații care vă pot ajuta la o eventuală, nu știu, mutare din țară aici sau din orice altă țară aici în Anglia sau chestii de astea. Deci știu și sunt conștient că sunt informații pe care cel puțin mulți nu le dau, mulți le ascund sau informațiile sunt eronate și tot așa. Eu am încercat să fiu cât mai transparent, inclusiv cu munca mea, cu chiar și cu viața aici în Anglia. Și ați văzut că nu sunt genul domn care să acopăr ceva, adică dacă știu că ceva nu e bine, vă spun sau
vă arăt sau chestii de astea. Inclusiv firma de aici, ați văzut că nu e cea mai bună, ați văzut, ba mă cert, ba mă lingușesc, ba mă nu știu ce și etc. etc. Așa că cei care aveți vârsta asta și sunteți la școală încă, vă rog frumos și fără supărare sau vreo, nu știu, vreo chestie de vedetism, de nu știu ce celebritate, că vă au ce mare e Adrian Cătălin și nu știu ce, vă rog eu încetați cu astfel de mesaje. Mi se pare absurde. Nu știu, dacă îmi dai un mesaj să mă întreb ceva de o ecuație de la matematică sau ceva, înțelegeam. Sau ceva legat de școala pe care o face sau chestia asta, dar să mă întrebi cât câștig și cum muncești cu asta, mie mi se pare absurd, pentru că nu te ajută cu nimic să știi chestia asta. Deci absolut cu nimic nu te ajută să știi chestia asta. Am vrut cumva să zic asta ca să cumva poate stopezi chestia, genul ăsta de mesaje. La fel am cu concursul, am tot primit iar mesaje, domne, cum fac când e extragerea? Fraților, am explicat clar în video, scrie și în postare, extragerea se va face duminică. Nu știu momentan, încă nu m-am hotărât unde o să fac live-ul, pe YouTube sau pe Facebook. O să vă anunț în timp util, o să știți, cei care mă urmăriți constant, cu siguranță o să aflați foarte repede. O să postez și pe pagina de Facebook, pe Tracker Boy Viață de Camionagiu. Și inclusiv acolo am scris, extragerea se va face duminică. Sau n-am scris, nu mai știu, probabil greșesc. Dar oricum am spus și m-ați auzit, am mai spus și acum câteva zile. Așa că încetați să mă întrebați niște chestii care pur și simplu mă fac să-mi pierd timp care l-am necesar. Adică credeți-mă că eu prețuiesc cumva orice secundă, orice minut din toată ziua, pentru că fac multe lucruri și simt că nu am timp de nimic. Adică eu dacă stau 10 minute, 2 aici, dacă stau o oră la descărcare, eu în ora aia eu fac ceva. Nu stau și mă întind în pat și dorm. Să mai întâmplă, să mai fac și asta când sunt obosit, dar în principiu trag de orice moment pe care l-am să fac ceva. Știi? Asta e chestia, să fac ceva. Sper că am pus capac cu asta, la genul ăsta de întrebări, la avalanșa asta de întrebări, mai ales din partea copiilor. V-am zis, nu vreau să mă credeți ciudat și îngânfat și nu mai știu ce, dar mi se pare absurd. După aia dacă nu răspund, o să zic, iau, deci pe ăla are figuri de YouTuber, de vedetă, nu ne răspunde sau chestii de astea. Nu, în niciun caz. Înțeleg și pe o parte că poate sunt unii care, domne, mă văd ca un model. Am mai spus-o, n-ar trebui eu să fiu un model pentru voi. Voi singuri ar trebui să vă construiți modelul vostru. Și nu mai vreau să revin la chestia asta, la discuția asta, pentru că n-ar avea rost. Ar însemna să mă repet încă o dată ce am mai spus și nu-i văd rostul. Încercați să nu copiați pe cineva, anume încercați să creați voi un idol. Mai scrisese unul, domne, că idolul meu e Mihai Ionel sau mai știu ce. Pe YouTube, unul care era atât de cretin și analfabet și îmi spunea mie că am asasinat eu limba română și el era un analfabet jet beget și tot era el ofuscat că am făcut branșa de râs când am zis că șoferii sunt ca Mihai Ionel. Păi așa se înseamnă că trăiește într-o lume paralelă și nu vede. Și după aia spunea mie că, domne, că e idolul meu. Nu, frate, idolul meu sunt eu și atât. Oricum i-am dat raportare la când început să scrie, schimba și numele la postare la alta. Mai întâi și-a pus Grupo Carion sau ceva genul ăsta. Nu știu dacă are vreo legătură cu cu firma Carion, cu Jay Carion, habar n-am. După aia și-a pus Mihai Ionel. După aia și-a pus Adrian Cătălin. Deci vă dați seama ce frustrat. Ce a gramat frustrat. Și n-a decât să stau să-mi pierd timpul cu el, să văd tot timpul comentarii, am dat report și ura și la gară, ducă-se învârtindu-se. Mama, aici am rupt iarăși cârca. Vreți să vedeți cât a hopui aici? Ia să vedeți. Aici, nu? Da. A? Unde-i mă hopul ăla? Aici. Aici. Ia uite. Ah!
Doamne, cât a hop. Și nici nu se vede, frate. Și acum merg ușor, că merg cu 51, de obicei mai merg cu 90 pe aici. Dar îți rupe cârca. Așa, am încheiat cu subiectul ăsta. Am mai făcut câteva minute prețioase de vlog. Da, fraților, mergem aici la ăștia, descărcăm și după aia să vedem unde mergem. Probabil mergem la... zi... au... Na, mă, că nu mai știu cum să-i zic. Mergem la Wiz Beach, la Partner Logistic. Azi am început la 7, avem până la 10, până la 22. Să sperăm că nu întindem atât de mult. Săptămâna asta chiar am avut mai joburi foarte ușoare. Luni și marți ore puține, 13-11. Ieri 13-30. Bine, ieri a fost obositor că am condus aproape 10 ore. Dar ați văzut, măcar m-am bucurat de peisaj. Am avut ce să văd. Ajungem și aici în 5 minute. Opa. Unde te duci, Cătăline? Duci la bordură? Da, ajungem aici în 5 minute. Probabil ne descarcă așa cam într-o oră, oră și ceva. Și după aia să vedem pe unde mergem și mai povestim câte una alta. Așa că țineți aproape. Sunt gol! În remorcă, nu gol, că sunt îmbrăcat. Băi, am terminat cu descărcarea. Nu mergem la Wiz Beach, dar tot în zona aia. Lângă Wiz Beach se numește Marci. Exact ca martie, care urmează. Exact e acolo un depozit de... un depozit ăsta frigo pentru, probabil, vegetale, ceva de genul ăsta. Am mai încărcat o singură dată de acolo. Și după aia că mergem spre casă. Ar însemna iar să termină vreme, dar... bă, mi-a apărut 15 minute întârziere în față. Ce naiba? O fi un accident, ceva. Și aici e și o bandă pe sens. Deci, e jale. Dar cum morți, mă, s-i-a apărut așa într-o dată? Ciudat. În fine, oricum trebuie să mă opresc să-mi iau ceva de mâncare. Am un shell, dar nu știu dacă e după sensul ăsta giratoriu, unde trebuie să fac eu dreapta sau până. Nu mai știu. Stai, mă, să las avariile, că... văd că începe coada după aici. Da, cred că e posibil să fie accident sau ceva, pentru că văd că mașini din față trec greu. Deci, probabil se merge după un sens pe altul alternativ. Cine știe ce naiba s-a fi întâmplat? Da, că mi-au dispărut și ideile. Mi-au dispărut și ideile. Oricum, probabil o să vorbim după ce încarc. Avem timp. Nu cred că se întunecă așa repede, sau nu cred că plec eu așa de târziu de aici încât să se întunece. Ajung la 1 acolo. Mă încarc aia într-o oră. După aia am putea pleca acasă, dar să vedem, poate mai facem altceva. Ar fi prea frumos să am și azi o zi tot ușoară. Ia uite, mă, frate, ce era. S-a găsit pe ăștia asfaltatul, cred că la o groapă, la ceva, fix în mijlocul zilei. Dar ar dracii să dea. Bă, noaptea nu făceam și ei când nu-i circulație. Bă, ăla e pentru cine face stânga, bă. Aoleu, ce cap aveți. Bă, ăștia sunt tâmpiți.
asfaltat. Au asfaltat-o. Nu știu, au venit, au dat astea jos din mașină, jap, s-au apucat de asfaltat, au avut tot traficul pe A47 aici, au uite ce coadă e. Moară măsa. Coada vieții. Bă, sper să fie pe cola și el aici, ca să intru și eu să-mi iau ceva de mâncare. Și sper să am loc să intru. Dacă sunt ăștia pe sensul ăsta, sigur nu lasă nimeni pe la intrarea aia în peco liber. Dar cred că aici e peco. Eu așa țin minte că e un bipi pe partea asta în care de pe-aia poți să intri cu camionul, de aia nici n-am intrat. Și oricum nu prea îmi place ce au acolo la magazin de mâncare. Așa aici la ăștia există posibilitatea să mai găsești ceva cald. Cu toate că nu știu dacă la ora asta o mai fi, dar încerc. E 1 fără 10. Păi nu s-a băgat muie ăla în depășire? Boss, ce credeai, boss, că se întâmplă? Sau te întorci? Mamă, ce coade pe sensul ăsta, să moară măsa! Bă, sper că nu o să mai fie nebunia asta când mă întorc eu, că pe aici trebuie să vin. Îți dai seama că mă nebunesc în coada asta. Mă ia bâțul. Da, mă, e aici așelul. Uhu, mâncăm ceva. Băi, am mai mâncat niște sărățele de azi dimineață până acum. Și am băut o sticlă de suc. Așa că mâncarea e așteptată de stomacelul meu. Mamă, și găsesc și niște eclere bune la șelul ăsta. Sper să aibă. Aha, fac chef. Mamă, sper să am și loc de parcare. Că aici nu sunt locuri de parcare, sunt două în pompă și două sau trei cumva ca un loc de parcare așa. Dar să dăm noi semnal ca să nu stea să mă înjure ăștia din spate. Ia să vedem noi acum. Mă, e full să moară măsa parcarea. A? Ba nu, am și eu un loc. Am și eu un loc, boss. Nu prea mă lasă pe mine nimeni aici să intru, dar totuși. Mă lasă sta cu Manu? Știam eu că mă lasă. O bombonică de băiat. Danke. Danke, Schalke. Și noi aici și lângă ăsta, lângă merțulică ăsta, o băgăm, mă. Frumos, elegant, să nu vine cineva din spate, să ne facă manevră. Atât. Hai că ca mașinii de senzori. Senzorii ăștia nu te lasă să te mici repede, asta am observat. Sunt și de ajutor, dar nici nu te lasă să te miști repejor. E loc destul. Bă, acolo în spate un hău. Trebuie să-mi dau seama că s-ar îngămini cu 7 tone sau 12 tone și mai mic. Să nu cad în hău, dracu. A, s-o las așa. Dacă văd că piu e ăla. Ar fi culmea să dau cu ea de... Ah, mă, că mai am. Mai este. Opa. Atât. Atât, boss. Mă duc să iau repede de mâncare. Ne revedem după aia. Iau de... un hot dog cald. În fapt,
doi hot dogi ca alții. Băi, mă scuzați că am mâncat și eu cu voi. Mai aveam o înghițitură și am zis că hai să vă arăt, să vedeți pe ce drum mergem la ăștia. Mi-am adus aminte că e un drum jale, îngust și plin de denivelări. Dar, na, acolo e depozitul și n-ai ce să faci. Băi, ești nebun închis în față drumul? Nu cred. Că nu arată nimic care fi închis. Trebuie să mergem aproape 3 km pe drumul ăsta. E foarte, foarte urât. Au, au, au. Și după aia trebuie să traversăm râul ăsta. Au. Doamne, și să intrăm în zona unde e depozitul ăla. Nu e, frate, închis că vin mașini. Sau nu fi închis drumul ăsta. Fi altul. Oricum, eu prima oară când am venit aici mă gândeam, bă, să moară, mă, să dacă am intrat pe ăsta așa aici, mă gândeam că vedeam că e aproape. Mă gândeam, mamă, următoarea stradă clar e mai rău ca asta. Și evident că vedeam că trebuie să fac dreapta și mă gând, ah. Road ahead closed. Bă, dă o morții măsii. Sper să nu fie închis drumul, că îți dai seama unde mă întorc eu aici. Trebuie să dau cu spatele, sunteți nebun la cap. Ai prins boss ceva? Baftă! Căcat în traistă, căcat pe bețe. Ah. Aici e o zonă de asta, v-am mai spus eu, agricolă, partea asta a Angliei, Lincolnshire și ce mai e pe aici, nu mai știu cum se numesc ceilalte județe. Asta e o zonă foarte, foarte dezvoltată agricol. Ia uite un gâște. Oh, și astea sălbatice, să moară măsa. Nu e, mă, închis drumul ăsta. Ăsta cred că a fost închis, dar nu cred că e închis el acum. Sunt mult prea multe mașini. Am aici nici nu poți să mergi tare cu camionul, frate. N-ai cum. Te zboară de pe șosea. Oh, băga-mi aici mâna în sân la o. Și uite, aici pe podul ăsta trebuie să facem dreapta. Și cum ziceam eu, când am văzut că trebuie să fac dreapta în față, mă gândeam, mamă, să vezi că o fi vreun pod ăla șubred, mic, cine știe, mă gândeam, bă, o fi pe în altă parte, o colire. Dar pe aici e, frate. Dacă aici și-au pus ei depozit, cine știe, acum câțiva zeci de ani. N-ai ce să le faci. Mamă, și acolo la depozit, unde au ăștia, mamă, e un noroi și atât de urât. Poate acum sper să nu fie așa mult. Aveau niște pietrici, dar era jale. Îl cărău, mai ales că vin camioane multe, îl cărău imediat pietrișoară, împrăștiau și rămânea tot noroi. Uite și pe ăsta ce aleargă pe aici. Boss, ești la raliu, boss? Și am intrat în marți. N-am intrat în martie, încă februarie, dar... Așa, și trebuie să facem dreapta. O stradă de asta mică-mică. Mică-mică cât puța de furnică. Uite pe aici parcă. Da, acilișa. Asta e zona industrială.
boss, stai și tu acolo puțin boss. Să ne suim aici așa, pe borduri. Știi tu, aici e zona industrială, frate. Când am venit aici prima oară și am văzut că e zona industrială și că sunt bine unde sunt, am zis, Doamne, ce bine. Aici e de aia de termopane. Așa. Și aici March Cold Stores. Să ne băgăm și noi. Uite așa aici un pic. Să mergem sus cu referința. După aceea să intrăm pe la bariera aia pe acolo. Mă duc sus să văd ce zic ăștia. Și I'll be back. Opa, are loc să se iasă. Ar trebui să aibă, a? Mi-a loc boss să te întorci până aici? Hai mă că ai. Dar nu ești cu tirul. Chiar e cu tirul omul. Da, mă întorc. Băi, am fost sus la ăștia. Momentan până la 1:30 o pauză de masă, e 1:10. După aia o să se apuce de mine. Momentan nu bag la nicio rampă, doar aștept în curte. Exact ce credeam, același noroi. Știi și tu, frate. Nu știu de ce naiba. Uite-i firma, ce, să nu-și facă și ei un... Nu știu, să facă și puțin asfalt, ciment, orice aici. Te noroiești, te faci zdrențe aici. Ne bugăm și noi lângă ăsta, cred că și ăsta așteaptă. Toată lumea așteaptă, mai veni să-mi în spatele meu. Așa. Of, Doamne, Doamne. Doamne, Doamne și iar Doamne. Hai, boss. Nu mă ține numai în frâne. Păi da, e ne... Futu-s rasa mătii cu frânele mătii. Uitați-vă, băi, nu poți dai în spate. Pentru că e denivelat rău pământul. N-ai ce să faci, frate, sistemul ăsta este... Ia uite cum am parcat față de ăla. Kilometri. Dar nici nu contează că Edita e curtea. Doar a noastră. Așa. Dragii mei, ne vedem la plecare de aici. Și mai bălmăjim câte ceva. Dragilor, am terminat cu încărcarea. Plecăm spre casă. Bă, n-am băgat GPS-ul, dar fac în jur de 3 ore până acasă. Sper să nu mai fac nimic altceva, o să ajung la 6 după 11 ore. Sau sper să ajung la... Bine, eu vreau să ajung și la 7, nu mă deranjează. Chestia e că nu vreau să mai fac... Nu vreau să mai fac altceva. Lenea din mine... Bine că-i dai și tu semnal acum, coai. Lenea din mine zice că nu trebuie să mai fac nimic. M-am obișnuit săptămâna asta așa mai leneș cu joburi de astea ușoare. Băi, vroiam acum pe încheiere de vlog, că plecăm acasă, să răspund unei întrebări pe care am primit-o de la mai mulți dintre cei care mă urmăresc și pe YouTube și pe Facebook, referitor la Brexit. Băi, în principiu, toată lumea mă întreabă, doamne, ce știi de Brexit, ce să mai aude? Fraților, vă spun sincer, în afară de ce vedeți și auziți și voi la televizor,
nu se aude. Ai de mama mea. Mama mea, mamă. Nu se aude mai nimic. Adică nimeni deocamdată nu știe nimic decât exact ce este afișat și pe site-ul guvernului englez, în care se spune clar că absolut toate naționalitățile care sunt aici și fac parte din Uniunea Europeană și nu numai, nu vor păți absolut nimic. Am înțeles că de undeva din vara asta vor începe să emită niște permise de ședere. Am înțeles că cei care au avut sau au rezidență permanentă deja obținută aici vor primi acel certificat gratuit, iar cei care nu îl au, îl vor obține plătind doar costul, echivalentul costului unui pașaport pentru un cetățean britanic. Adică eu, dacă aș fi britanic și plătesc pentru pașaport, nu știu, o taxă de 25 de lire, atât va plăti și Gheorghe, care e din România și stă de 3-4 ani aici, ca să-și ia acel certificat. Ai de mama mea! Bă, futu-ți drumul mătii! Nu, merg ușor. Băga mea și pula! Vreau și eu să fac un vlog, să nu înjur. Pot? Bine, asta e din cauza mea, că merg ca descreieratul, că aș putea merge și eu mai ușor. Gen 25 de mile. Bă, ce cretin sunt. Bine că mi-am strâns astea pe aici, că altfel le împrășteam în toată cabina. Așa. Revenind. Deci ăsta va fi costul. Tot acolo pe site, pe site-ul guvernului, puteți vedea exact care sunt condițiile. Nu se va pune niciun fel de restricție pentru familie să vină să te viziteze sau chestiile astea, cum se auzea, sau viză, sau nu mai știu ce. Probabil nu o să se bage așa ceva. Singura lor teamă a fost cumva invazia celor din Orientul Mijlociu și cumva faptul că sunt sătui să, cum ar veni, să plătească bani către Uniunea Europeană, iar ei, din ce am citit și eu prin presa lor, boss, dacă te-ai opri acolo cu daful ăla, ai fi cel mai tare, te-ai dat seama ce vreau să fac, că vreau să ies și că tu intri dacă eu ies. Mulțumesc, danke. Așa. Și și-au dat seama că plătesc și prea mulți bani. Bine, nu mai contează rostul votului, pentru că îl știm toți. Și ei, după ce au votat, și-au dat seama că, bă, stai așa, că nu știm ce am făcut. Nu intrăm în discuția asta. Doar că, na, cumva aș vrea să vă elimin, probabil, preocuparea asta, domne, ce se întâmplă cu Brexit-ul, pentru că mulți vor să vină sau plănuiesc să vină în perioada următoare. Vă spun sincer, nu se întâmplă absolut nimic. Deci, momentan, nu știe nimeni nimic. Cred că am văzut acum câteva zile îmi vine pe newsfeed-ul de la telefon, pe Bixby, ala, sau nu știu cum se numește, unde-mi vin noutățile din presă și astea, am înțeles că asta, zic cum zice, prim-ministra, nu? Nu așa îi spune prim-ministru? Prim-ministru Marii Britanii, da? Teresa May aia, am înțeles că cei care vrea să prelungească acel termen de ieșire, de tranziție, de nu știu ce. În fine, nu se știe nimic, așa că nu vă mai panicați, nu vă mai dați după ce auziți la X și la Y. Pe site-ul guvernului englez găsiți date concrete, clare, fără interpretări, fără nimic. Vă explic acolo, se găsește și în limba română site-ul, așa că îl puteți accesa foarte ușor și acolo aflați absolut tot ce vă interesează despre legislația britanică, reguli, legi, absolut tot. Tot ce vă interesează, pentru că în principiu nu urmăresc subiecte genul ăsta, doar, nu știu, să spunem cumva ce văd eu în presa pe care o mai citesc, sau mail-uri, sau ce mai învin chestii de-astea, și în principiu pentru mine cam tot timpul sursa principală de informații a fost site-ul guvernului. Eu și când am venit aici, în Anglia, în principiu nu prea am întrebat pe nimeni ce și cum.
cu acte, cu asta. Bine, nu zic că n-am întrebat deloc, am mai întrebat, dar la multe mi-am găsit informații acolo, pe site-ul guvernului. Foarte bine structurat, totul e la îndemână, foarte ușor de folosit. La unele departamente e chiar și un chat online unde e mult mai ușor de vorbit cu ei, dacă să spunem, nu te descurci foarte bine cu vorbitul, dar ți-e mai ușor să scrii. Așa că acolo puteți să găsiți săracilor tot ce vreți. Și nu ar trebui să, nu știu, cumva să vă panicați, chestii, domne, ce o să facem, adică vreau să vin, dar ce o să fac? Că nu mai mă primesc ăștia, nu mai știu ce. Ăștia vă garantez că vă primesc pe toți. Vă primesc pe toți, pe toți. Pentru că de muncă există în orice domeniu, peste tot, duc lipsă peste tot de zi, de mână de lucru, așa că nu vă panicați cu chestia asta. Că am văzut pe mulți domne că dacă vin îmi găsesc de muncă sau... Da, frate, îți găsești oriunde, doar să vrei să muncești. Evident. Bine, știți ce e prost aici? Pentru că, na, de când cu, să spunem, invazia românilor aici, și nu numai a românilor, chiar și alte naționalități din Est, cumva sunt firme întregi care s-au romanizat sau polonizat sau nu știu ce, și din păcate au intervenit multe obiceiuri românești sau est-europene, au intervenit în companii mari sau chiar foarte mari, pentru că, să fim serioși, știți cum e, până la urmă e o afacere. Orice patron vrea să reducă din costuri, să aibă profit cât mai mare, și atunci mulți au jucat pe cartea asta și au angajat români și prin conducere, români cu idei evident românești. Eu nu-i desconsider sau nu știu, nu zic că domnule nu sunt profesioniști și nu știu ce, dar într-o piață în care gândirea asta nu exista, știi? Normal că după aia când stai să te gândești, bă, stai așa că cel puțin cunosc o firmă de transport destul de mare unde au ajuns români în conducere, nu neapărat în conducere, în managementul companiei, și chiar s-a ocupat de aducerea forței de muncă, și cumva ceea ce se întâmplă acolo este dezastros, inclusiv cu plata, cu munca, și na, cumva se promovează chestia asta. Firma acum și are renumele de firmă care plătește foarte, foarte, foarte puțin. Cu toate astea, sunt englezi care muncesc acolo pentru că au diferite motive. Le place programul pentru că e flexibil, munca nu e cine știe ce, tâcă e tâcă. Și atunci se mulțumesc cu 400 ceva de lire pe săptămână și se complac cu ideea, nu-și mai caută altceva. Băi, cam asta am vrut să vă zic și cu Brexit-ul, ca să nu mai stau să scriu la fiecare în parte când mă întreabă, am zis, bă, hai să răspund așa aici. Și așa v-am dat și eu o sursă de informare foarte bună, site-ul guvernului. Ia, că mă sună ăștia, cred că fac altceva, sigur. Yes? Hello, Adrian Lucas here. Hi. Yeah, there is a plan for tomorrow already. Yeah, and that to find something else. Borough Bridge, okay, and Borough Bridge to Rochdale. Okay. And then back with Leyland to Borough Bridge. Okay, 6 that's o'clock. For now. 6 o'clock or 7? Yeah, it's... how far is it from Borough Bridge? Like hour and a bit. Yeah, and yeah. And it's a Rochdale, it's booked at 8 o'clock. So, 6. Yeah, 6 would be better, yeah. Yeah, yeah, it's okay. Alright. Yeah. Okay. Thank you. Cheers, bye-bye. Cheers, bye-bye. Ai de mă. Intră și ăsta în căcatul de parcare, s-a oprit în drum. Băga și-ar pula în Audi-a lui Măsa.
căcatului de mașină. Dă semnal, a arătat intrarea liberă toată curtea și el stă în drum să intre. Da, ci că mâine să încep la 6 și am deja jobul făcut. Borough Bridge, Rochdale, undeva la, lângă Manchester. După aia Rochdale, Leyland și înapoi. E foarte ușor asta, dar nu cred că voi face asta. Vă garantez că nu o să fac eu asta mâine. Nu există zi să nu-mi zică, da, mâine ai asta, asta, asta. Și rar s-a întâmplat să se mențină același planning. Pentru că ei fac planning-ul după zi pe alta, dar se și schimbă foarte mult planning-ul. Pentru că așa, tura de zi facem un planning, vine tura de seară și îi vine altă idee, știi, Lola? Bă, stai așa, că putem să-l mutăm pe ăsta, facem nu știu ce, la. Bă, dracu, să-i pieptăne. Hai, boss, du-te. Du-te cu Dumnezeu înainte. Trio. Da, dragii mei, gata. Mergem acasă. Cam asta a fost distracția pe ziua de astăzi. Dacă mai apare ceva pe parcurs, ne mai vedem. Dacă nu, direct în firmă. Seara bună, seara bună. Este fix 6:30. Sper să termin. Sper să termin. Nu că nu mi-a uitat ăștia nimic, dar o să trebuie să mă duc sus să las actele. Să las cheile, de fapt. Și sper să nu ne vină vreo idee. Băi, ce să zic, zi lejeră. Zile surprinzător de lejere săptămâna asta. În afară de... Da, ce și ieri, frate. Până la urmă, ieri am avut 13:30 așa, rotunjite. Doar că am avut 10 ore de condus. Și să zici că n-a fost mai... De fapt, chiar a fost obositor. V-am și zis că a fost obositor. Dar astăzi, surprinzător de lejer. Cred că am condus vreo 7 ore. 523 de km. Am arătat 10 lire. Oricum banii zboară sâmbătă la mașină, la scaune. V-am zis, nu? Că trebuie să merg sâmbătă să las mașina. Facem un vloguleț. Să vedem ce mai facem sâmbătă. De fapt nu eram sigur dacă las mașina acum. Și făcusem ceva planuri, dar dacă mai este la că pot să mă duc să o las. O să mergem. 9, 6, 5, 4, 9, 6, 0. Am ajuns la 18, la 6. Am alimentat AdBlue, nu știu ce, la mașina e curată. Un băiat Gigea. Vedeți, dacă am timp, le fac și eu. Cum și alții, când au timp, le fac. Așa. S-a dus și ziua de joi, a mai fost o truchereală, așa. Ne vedem mâine e vineri, ultima zi din săptămână, o perioadă v-am spus că nu o să mai muncesc în weekenduri. Ce să vă mai zic, cam atâta. Nu uitați de concurs, da? Share la orice video de pe canalul meu, comentariu cu particip la postarea care este pusă moț. Pe pagina Tracker Băi Viața Camionagiu. Duminică facem extragerea live, să o vadă toată lumea. O să fac cu Facebook Comment Extractor sau ceva genul ăsta. Deci nu o să facem cu random.org. O să extragem 5 comentarii cu acea aplicație. O să fie totul live la vedere, n-am de ce să vă mint sau să vă trag în țeapă, așa că până duminică, în momentul extragerii, toată lumea, de fapt o să scriu acolo, la postare o să scriu stop și atunci orice e comentat sub el nu se mai ia în considerare, ca să fie treaba. Și cam atâta, da?
cu share, nu știu ce. Dați voi un share pe la video ăsta pe unde puteți, dacă vreți, dacă nu vreți. Și cam atât. Vă tare mulțumesc. Ne vedem mâine la o nouă truchereală, o nouă vlogăreală, o nouă plimbăreală, o nouă pădreacu să le apă Răzvan. Cam asta a fost tot. Ciao, pa!